Inspectoratul Județean de Poliție Dolj a organizat miercuri între orele 16:22 o razie prin care a acționat pentru prevenirea și combaterea faptelor cu violență și a încălcării regulilor de circulație. La aceasta au participat peste 90 de polițiști de la formațiunile de rutieră, ordine publică, investigații criminale, dar și luptători de la acțiuni speciale, precum și jandarmi. Polițiștii rutieri și cei de la formațiunile de ordine publică, investigații criminale, dar și luptători de la serviciul de acțiuni speciale, au organizat și desfășurat o amplă acțiune în municipiul Craiova, având drept scop prevenirea și combaterea accidentelor de circulație, dar și prevenirea faptelor comise cu violență. În cadrul acțiunii, peste 1600 de autovehicule au fost verificate în filtrele rutiere instituite la nivelul orașului, iar peste 2000 de persoane au fost legitimate. Astfel au fost constatate 576 de abateri natură contravențională, pentru care oamenii legii au aplicat sancțiuni contravenționale în conformitate cu prevederile legale. Din totalul sancțiunilor, peste 100 dintre acestea au fost aplicate șoferilor de taxi. În conformitate cu noile prevederi legale și o convenție încheiată între instituții, copii, după procesele verbale pe care polițiștii le-au aplicat șoferilor de taximetri, vor fi înaintate către Primăria Municipiului Craiova, astfel încât aceasta să facă mențiuni în cazierul fiecărui șofer de taximetru. De asemenea, polițiștii rutieri în cadrul acțiunii au reținut în vederea suspendării 11 permise de conducere, iar 25 certificate de matriculare au fost retrase. Această razie organizată de IPJ Dolj face parte dintr-o amplă acțiune ce se va desfășura pe o perioadă mai lungă de timp.